Pochettino l-a schimbat pe Messi în minutul 76. Ce s-a întâmplat acolo? Ce a vrut să spună poetul? Păi, ce a vrut să spună poetul? Jocul ofensiv nu mergea și dintre Neymar și Messi l-a scos pe Messi pentru a băga pe Hakimi și într-un final a dat gol Mauro Icardi, dacă nu mă șel, golul victoriei. Și Messi, uite că a bifat al treilea meci în tricolul PSG fără să marcheze. Și uite că Neymar pe final chiar a părut că trage pentru echipă, chiar a tras, a jucat fotbal. Iar a jucat fotbal pe vreo 2 ani, l-a mai văzut atât de implicat. Părea chiar, n-a bătut și un penalti, i-a luat fața lui Messi la penalti, deși toată lumea s-a aștepta ca penaltiul ăla să fie bătut de Messi. Bine, eu cred că în viața lui Messi a ratat mult mai multe penaltiuri decât Neymar. Neymar nu știu dacă m-a ratat vreo unul. Și mai e o chestie de statut, pentru că Neymar, cu toate fițele și figurile lui, mai ales în jurul lunii februarie, când e carnavalul, rămâne totuși liderul lui PSG și echipa cumva e croită pentru el. Poate aici e problema lui Messi, de fapt. L-am văzut și la meciul cu Bruges, tot cerând mingea, era absolut exasperat că nu primește mingea. Îl vedeam și la un moment dat a și făcut un fault de galben. Da, cu toate astea ne uităm că Messi e prima dată când are aventură în afara Spaniei. Ronaldo, dacă facem comparație, să toată lumea face comparația asta, e la practic a patra echipă, de două ori la Manchester, Real, Sporting și Juventus, și de fiecare dată a venit cu ambiție și practic știe cum e să schimbe o echipă. Messi, în schimb, știe cum e să dai 3 goluri cu Eibar. Na, ca să fiu puțin avocatul diavolului. Da, 3 goluri cu Eibar, dar deocamdată niciun gol cu you name it, cu Reim sau cu cine. Hai, că e o echipă bună și nu trebuia să piardă dacă n-ar fi vrut arbitrii. Că penaltiul ăla nu trebuia să fie acordat. Da, da, da. PSG în ADN și sau pentru roșie, sau pentru arbitrii de acolo. E un pic trist să-l vezi pe Messi nereușind încă să se adapteze la un campionat care nu mai e în top 5, nu? Îți place să zici de fiecare dată chestia asta? Păi mi se pare amuzant, dacă vrei, că Messi a ajuns la o echipă care vine dintr-un campionat ce nu e top 5, la o echipă despre care se tot crede că va lua Champions League, dar probabil că nici anul acesta nu va reuși. Însă nu aș spune că gata cu Messi, s-a terminat, nu s-a adaptat, va fi un flop total. Mare nevoie de o perioadă de adaptare, e clar. Vine la o echipă unde jocul nu e făcut pentru el ca la Barcelona. Și aș spune, aș spune că e o problemă la PSG, nu știu dacă ne-a făcut pentru marea performanță. Ok, a făcut lucruri mari cu Tottenham, dar n-a pus mâna pe vreo urecheată, ca să spun așa. Metru Show, ediția 23, începe acum. Messi, dar Liga 1 e ceea ce ne mănâncă toate zilele. Și ne uităm un pic la Messi câteodată, da. Da, Messi, da, cu Y. Cu Dinamo aș vrea să începem, care merge spre Liga a doua cu talent și cu succes. Bine, nu cred că mai ales ar că fi crezut cineva că pot scoate un egal cu Botoșanea și începe un meci foarte prost. Era 2-0. Minutul 14? Da, și te întrebai câte va primi Dinamo. S-au trezit cumva pe final, au dat gol de penalti, au mai cerut câteva penaltiuri. S-a închis Nocturna? S-a închis și Nocturna. Bine că nu s-a închis de tot, că poate era mai rău. Între timp a mai venit un fundaș central portughez, Andrei Almeida, dar îmi place această cârpeală care se tot face. Numai că Dinamo, în continuare, are un program destul de greu. Adică joacă cu Universitatea Craiova, în deplasare, nu știu câte șanse se le dăm acum. Maxim un egal, dar apoi acasă cu UTA, nici acela nu e un meci foarte ușor. Și dacă nu mă înșel, cât de curând va juca și cu Rapidul deplasare, depinde atunci cât de bine va arăta primul 11 pentru Dinamo și cine va sta pe bancă, pentru că se vorbește iarăși de Mircea Rednic, episodul, nu știu, 5-6, habar n-am.
acum, cum ar fi, ar fi senzațional să vină Mircea Rednic în momentul ăsta la Dinamo, la cum arată echipa, și mă gândesc că nu e nimeni atât de sadomasochist să vină să antreneze Dinamo acum. În plus, Dinamo mai are un ghinion că, uite, Gazmetan a câștigat la Rapid și practic a ajuns penultima în clasament. Gazul și-a luat, și-a luat Gaz pentru vreo 3-4 etape după victoria asta. Păi da, și va fi un moment al adevărului. Dacă nu mă înșel, chiar Topăuta joacă cu Gazmetan, apoi joacă cu Rapidul și trebuie să vedem câte puncte va acumula, și noi am mai vorbit treaba asta, câte puncte va acumula Dinamo până la celebra de acum pauză de iarnă, în care toată lumea schimbă strategia, face 25 de transferuri în funcție de interesele pentru restul sezonului. Alții, dacă știu că vor avea un loc călduț, nu investesc mai deloc. În schimb, unii, mai ales FC Voluntari, avea această tradiție, începea foarte prost campionatul și schimba aproape tot lotul în iarnă, se salva și după aia sezonul următor o lua de la capăt. Da, Dinamo ca Dinamo, dar eu cred că nu mai mult de 12 puncte va avea la finalul turului. Asta în caz fericit, dacă va mai câștiga un meci și poate va bate Gazul și va face un egal cu Rapid sau, nu știu, cu noroc, următoarele 2-3 etape nu-i văd să scoată puncte. Maxim un egal acasă cu UTA, asta ar fi ideal. Bine, salvarea lor ar putea fi celebrele pauze de echipe naționale în care, hai să zicem că mai pui la punct din punct de vedere fizic și nu numai transferurile. Pentru că ai făcut ceva transfer în perioada asta, probabil vor mai urma alți câțiva jucători care au zis, hai mă, nu altcineva în afară de Dinamo, nu mă mai sună. Dar bine, unde îi găsesc? Adică unde sunt jucătorii ăștia? E un e-jobs al jucătorilor de fotbal? Sau? Da, care n-au mai jucat de un an, care au fost accidentați, care vor să se relanseze și hai că joc aproape pe gratis până în iarnă în Liga 1, asta e FIF Pro. Federația Jucătorilor nu recomandă jucătorilor străini să vină în Liga 1, tocmai pentru că au fost foarte multe țepe sau episoade de tip Ondrașec sau cum îl chema la FCSB, care ajung bifat și romezi două, hai în state, ia-ți banii și pleacă. Și atunci vor veni astfel de jucători doar pentru a se repune în formă sau doar pentru a fi văzuți, nu știu, de cineva din ligile arabe, dacă vrei. Da, probabil au poză la profil cu Messi sau cu Ronaldo și a făcut la un moment dat poză și a zis, uite, a jucat la Sporting, a jucat la Barcelona și luăm. Da, da, mai era și un fotbalist astfel la Rapid în Liga 2, Roscoff, care era considerat nou Messi sau ceva de genul, avea și o poză cu Messi, bineînțeles. Cu vechiul Messi. Dar n-a rupt gura târgului nici în Liga 2, deși impresarul lui îl credita ca fiind un super fotbalist. Da, cum este Juan Emanuel Culio la CFR Cluj, de exemplu, și cum vorbim și de CFR, care a învins cu scorul preferat al Dan Petrescu pe Craiova lui Reghecamp. E, da, așa parcă o mai recunoaștem pe CFR Cluj al lui Dan Petrescu, cu atât mai mult cu cât în acest meci nu a avut în lot, cred că, niciun atacant pur sânge. A jucat efectiv cu ce a avut în față și astfel de meciuri îi plac, pentru că poate să-și creeze scuza în cazul în care nu iese rezultatul. Uite, mi-a lucit mult jucător, n-am făcut eu pregătirea, dar a ieșit o întreagă discuție cu Marius Mudică. Da. Am găsit jucători nepregătiți, deși el a transferat 5-6 nume noi. Dar uite că în meciul ăsta cu Universitatea Craiova i-a ieșit și pentru că Universitatea Craiova nu prea știe să atace sau nu are incisivitatea necesară în fața porții, deși beneficiază de nume ca Bayram, ca Elvir Colic, chiar și Ivan pe alocuri, deși Markovic. El n-a fost niciodată un atacant pur sânge, celebru Markovic de acum. Și a fost o victorie pe deplin meritată, obținută în dulcele stil clasic de CFR Cluj. Un meci important pe care au reușit să câștige, cu atât mai mult cât FCSB a învins din nou în această etapă și cam era nevoie. Păcat că, pentru că de asta ne-am apucat să vorbim, păcat de meciul cu Iablonez, unde a fost așa imprudență din partea lui Bălgrădean, o ieșire greșită, Camora și-a pierdut capul și a făcut hands, producând penalti și cartonaș roșu. Adică lasă golul. Că știam că nu se mai dă cartonaș roșu la hands. Adică e deja creată o situație iminentă de gol și nu îl elimini. Da, o astfel de situație, nu știu,
Mai bine lași golul decât să... Păi asta spun, mai bine lași și roșu golul. Și oricum șansa să rateze penaltiul o echipă din Cehia e destul de mică, că da, o bate tot timpul în aceeași poziție. Cred că lui Mirel Rădoi i-a plăcut această prestație și îl va chema în continuare la echipa națională. Pe Camora? Păi, bineînțeles. Păi, doar nu s-au chinuit atât de mult la pașapoarte să obțină cetățenia ca să joace 4 meciuri. Te joace vreo 30. Bine, la ce fundaș stânga, din păcate, nu avem în continuare? Păi cine ar putea fi acolo mai... Asta spun, adică tot îl așteptăm pe Florin Ștefan să explodeze, a ajuns la CFR Cluj, dar e prea tânăr deocamdată ca să joace în fața lui Camora, are 25 de ani și nu știu câte meciuri va prinde în tricol celor de la CFR Cluj. Adică a fost adus ca soluție extremă în cazul în care lipsește Camora să joace și Florin Ștefan ca boxerul. Pe vremuri s-a mai încercat acolo variante precum Cristi Ganea, care a trecut pe la Bilbao, episodic pe la Bilbao, acum cred că joacă Grecia, dacă nu mă știu, la Aris Salonic sau ceva. Dar el cum a ajuns la Bilbao? Că acolo jucau numai jucători născuți în țara Baștilor. Pentru că era considerat homegrown. Adică el jucase la junior la Bilbao, echipe Bașe. Adică din țara Baștilor și atunci era considerat homegrown. Și aceea a fost foarte interesant de văzut. Și nu? Chiar avea șanse bune, că nu-ți venea, nu știu, jucători ca Felipe Luis sau Marcos Alonso, care să nu fie baști, adică, bă, n-ai loc, să nu mai ia din țara Baștilor, te bați cu circuit închis. Da, din păcate, el nu a confirmat, și el nu a confirmat, pentru că astfel de jucători am tot avut. Dar revenind la CFR Cluj, e o victorie de bun augur și care aduce ceva liniște pentru CFR Cluj în vederea următorilor meciuri din Europa. Adică, în continuare, grupa, chiar și după această înfrângere, este accesibilă. Randers a făcut egal cu Alkmaar. 2-2. Da? Și atunci, în continuare, CFR Cluj are șansele mai mult decât mari de a ieși din acea grupă. Adică mă îndoresc că la retur Iablonez va rupe norii. Dar important e să termine prima grupă, adică te știu, nu se califică două, se califică doar una? Sau? Adică te știu eu două, nu? Două. Da, s-au zis un scenariu în care se califică doar una și ca la sistemul de baraj cu naționale, dar nu știu. A, în orice caz, chiar și la locul 1 au șansă. Adică azi Alkmaar prezintă o echipă tânără, o echipă experimentală. Da, e reprezentant la fotbalul olandez, dar nu... Ne, wow, vorba încă prim-ministrului nostru, pentru că am mai trecut o ediție. Și... Vrei să ne spui ceva? Sau? Pe surse, da. Și atunci CFR are continuare șanse la primul loc. Crezi că FCSB-ul acum, la direcția pe care l-a luat acum, poate fi o contracandidată cu șanse reale la titlu pentru clujeni? Am spus-o și data trecută, poate e principala, deși sunt ceva puncte în continuare între cele două echipe, eu cred că e principalul contender. Dar jocul din ultimul meci nu a convins. Adică dacă nu era acel penalti comis de Bradley Diallo la Valentin Crețu la o fază random, nu cred că... Dar a fost penalti, degeaba... Da, a fost penalti. A fost o imprudență, nu știu dacă era în celălalt careu cum s-ar fi judecat. Toată lumea se întreabă probabil acest lucru, dar victoria rămâne victorie. 1-0 și ura și la gara. Chișerul a mai bifat un gol în lipsa lui Florin Tănase, care e și accidentat. O executat obișnuit de penalturi și iată pe FCSB câștigând într-o deplasare teoretic grea și cu un program destul de accesibil în continuare, deși, și aici era motivul și principala știre Liga I, deși urmează un meci cu... Te rog, te lasă să te... Ionuț Chirilă, cel care a preluat-o pe Clincen spre deliciul microbișilor români și a reportului. Trebuie să-l chemăm la podcast pe Ionuț Chirilă, că l-ai pomenit. Ar fi frumos un podcast cu Ionuț Chirilă și Marius Mudică. Cred că separat, ca să avem mai multă audiență. Adică ar fi... bun, și mie mi se pare foarte tare ce se întâmplă cu Botoșaniu, care totuși nu vorbește nimeni, dar Botoșaniu e constant de vreo 3-4 ani în play-off, a jucat și în cupele europene anul trecut, niște tururi preliminare. Da, adică... s-a discutat că ar fi ajuns să joace cu Tottenham la un moment dat, era posibil da, să vină Mourinho la Botoșaniu. Să elimina niște băieți din Macedonia, Scandia, dacă nu mă înșel, super meci. Da, a fost o întâmplare. A fost o întâmplare, dacă s-ar fi jucat un retur, probabil că Botoșaniu ar fi trecut. Dar n-am înțeles de ce s-a jucat un singur tur atunci. Ba, era COVID, partea COVID. Că... Da.
da. Dar în orice caz, la câți jucători noi a avut Botoșan, da, arată foarte bine. E pe locul 2 în momentul ăsta. Are un joc matur și poate arăta și mai bine pe viitor, odată ce toți acești jucători vor crea relații mai bune de joc. Dar m-a surprins declarația lui Marius Coroitoru, care a zis că stă până în vară și l-ar tenta o aventură la o echipă din sudul României fără prea mulți suporteri. Echipa din Alexandria, Turis? Da, deocamdată e vorba de, cel mai probabil, de FC Voluntar. Super. Nu știu ce se vede sau? Nu mai știam să ce glumă asta. Da. El a zis. Ar merita omul, că a fost un jucător în cam mult timp la echipa Stelei FCSB-ului care a performat european. Cred că el a fost în echipa aia. Vezi că ne aude CNA-ul și... Da. CNA-ul? Există CNA pe internet? Păi există peste tot, nu poți să știi. Mă rog, ce echipa patronată de Gigi Becali, adică, da, sau care așa, te rog. Nu, echipa a cărei imagine este Gigi Becali, poate nu e în acte, să fie o prostie, care apare la televizor pentru echipa, deci Becali care apare pentru această echipă. Croitorul era în echipa asta la un moment dat, juca cu Cristoci, era mijlocașul dreapta, parcă, și cred că a prins sezonul ăla european cu Betis, Erenban. Bine, a fost un jucător decent de Liga 1. Ar fi fost titular la Național dacă ar fost fotbalist astăzi. Cu siguranță, pentru că era și destul de tehnic, destul de incisiv și a făcut meciuri bune, că a jucat la Timișoara, că a jucat la FCM Bacău sau pe oriunde. Și ca să încheiem acest ciclu, acest periplu prin Liga 1, m-aș spune și de Rapid. Păi asta voiam să te întreb, dar na, ești nedreptător și hai că te las să zici. Zi de Rapid, că au jucat și în cupă între timp. Au jucat și în cupă, unde au confirmat că nu sunt într-o formă foarte bună. A fost un meci cânuitor aseară de urmărit. Singurul eveniment a fost pe minutul 95, adică în prima repriză de prelungiri, când Adi Bălan a ratat uimitor singur cu portarul. A venit acea calificare până la urmă după penalturi, dar Rapidul pare un pic cam obosite, dacă vrei. Obosite și cam lipsite de idei, mai ales pe plan ofensiv. Adică a jucat cu Gaz Metan și a jucat cu CSM Ven, două meciuri în care trebuia să impună ritmul ea în joc și să-și creeze multe ocazii. N-au fost multe ocazii cu Gaz Metan. A fost un meci pierdut totuși întâmplător, pentru că nici Gaz Metan nu excelează. Sunt o greșeală de arbitraj? Au fost, da, mai mult de o greșeală de arbitraj, dar asta nu scuză cu nimic faptul că Rapidul nu și-a prea creat ocazia. Adică a dat un gol pentru un închizător, Albu, care poate ar merita o șansă la echipa națională, a avut o bară pentru un alt închizător, Crepulia, dar dacă te uiți la ce au creat atât în meciul cu Gaz Metan, cât și în cel cu CSM Ioveni, atacanții, te cam ei cu mâinile de cap. Atacanții și oameni care trebuie să se ocupe de partea asta ofensivă. Îl așteptăm în continuare pe Hatem Ben Arfa ca să limpezească jocul ofensiv. Până la Ben Arfa s-ar putea să vedem pe Ioniță 1 și Ioniță 2 în același timp în teren. Adică Ioniță 1, atacantul, probabil va fi reprimit la prima echipă pentru că atacanții din lotul actual nu dau satisfacție. E la echipa a doua? Da, e la echipa a doua. A făcut scandal sau? Probabil au vrut să scape de el, dar nu au reușit, că el nici în Liga 2 n-a rupt gura turului. Dar la cum arată atacanții din lotul actual, poate că ar merita și el o șansă, în vreme ce Ioniță 2 se întoarce după o suspendare, va juca, cred că după 1 octombrie va avea drept de joc și s-ar putea să fie acel om, dacă mai știe fotbal după atâta vreme, s-ar putea să fie acel om cu pasa decisivă la Rapid, că lipsește. Daniel Nicolae nu mai poate fi reactivat și el? Sau? Probabil ar vrea să vină și el. N-ar fi mult mai rău decât... Și că vorbeam de Marius Modică, depinde foarte mult de ce se va întâmpla în meciul cu FC Voluntar. Adică dacă Rapidul nu bate sau chiar ia bătaie de la FC Voluntar, probabil că șefii lui Rapid se vor gândi, ok, avem un antrenor care nu are licență pro, care s-ar putea să fie suspendat din nou și să stea în tribună, hai să luăm pe cineva. Cine e liber în momentul ăsta? Își permit patronii, managementul Rapid își permite să plătească un salariu ca la Șumundică, care cred că are un salariu mai mare decât are... Bine, dar el mereu a zis că, mamă, aș veni cu inima, aș face, aș rege. Acum e momentul și Messi la fel la Barcelona. Să intervină. Ar fi momentul să intervină. Este doar o presupunere. Alți antrenori
cu șanse mari, probabil că ar fi Bogdan Andone, care e liber de contract și nu care a performat la FCSB foarte, adică este unul dintre cei 235 de antrenori pe care i-a schimbat Becali la FCSB. Da, sau alte variante de genul, adică mi-e greu să cred că Hizo îl vor lua pe Daniel Isaila, care iarăși ar fi o variantă interesantă, dacă nu ar avea un contract baban și el pe undeva prin Emirate. Cam asta despre Liga 1, când trage noi podcastul ăsta, adică foarte dimineață, ne pregătim de o nouă zi de Cupa României, unde nu s-a întâmplat mare lucru ieri, o echipă, Baia Mare, a trecut de o altă echipă. Erau niște nume de echipe care m-au amuzat teribil, dar altă dată. Și trecem la rubrica de fotbal european. Trecem la rubrica de fotbal european. Hai să vorbim de Premier League. Eu am făcut un pariu cu un prieten, eu am luat Chelsea, el a luat Manchester United în euforia cu Cristiano și așa. Dacă nu câștigă niciuna, nu câștigă niciunul pariu, practic, dacă e Liverpool sau Man City, că nu văd alta. Tu cum vezi ierarhia în Premier League sezonul ăsta? Cred că e de vreme să ne dăm cu părerea. E foarte simpatic că Liverpool și Chelsea au avut fix aceleași rezultate în acest sezon. Adică au... Inclusiv în meciul direct. Adică... undeva ele ar fi cumva pretendentele principale cu potențiala surpriză din partea lui United. Zic potențiala surpriză pentru că n-au arătat grozav nici în meciul cu West Ham, puteau pierde două puncte la acel penalti ratat de Noble, cel care de obicei nu prea ratează, avea 11 din 11 în ultima perioadă, dar probabil întrând special pentru această fază fixă, cumva s-a deconcentrat, adică a făcut și De Gea în sfârșit ceva notabil. A apărat un penalti după 100 de... Da. Și Cristiano, că tot făceam acea comparație, făceai tu cu Messi, și-a făcut treaba în continuare. Și-a făcut treaba chiar și în Champions League, acolo unde a venit nefăcuta. Și Lingard și-a făcut treaba în sens pozitiv de data aceasta, unde a intrat prost în meciul cu Young Boy și a pasat la adversar. În meciul ăsta și-a învins fosta echipă și echipa unde s-a putea să joace din vară, pentru că, din câte știu, nu și-a prelungit contractul cu United și și-ar dori să plece undeva unde să joace și atunci West Ham ar fi chiar o soluție potrivită. Da, totuși încă Manchester n-a jucat, n-a avut niciun meci de top. Totuși Chelsea weekendul ăsta nu-l lau din nou pe Tuchel, dar totuși repriza a doua n-a discutat cu Tottenham, care totuși ar fi o echipă de locul 6, 5-6 în orice configurație. Și într-un meci în care au dat gol Kanté, Rudiger, adică... Da, și mai voiam să zic că meciul cu Liverpool a fost un echilibru evident între cele două, deci asta este în continuare o constantă. Să vedem pe Manchester și pe Cristiano cu Liverpool, cu Chelsea, cu City... cu Arsenal. Arsenal, la, uite că sunt revenit. Pe a doua victorie cu 1-0, un fel de CFR Cluj al Premier League-ului. Arteta, Dan Petrescu, Iberic. Ar vrea e să meargă așa bine, să învingă cu 1-0 total nespecific lui Arsenal, adică să nu primească gol. City, în schimb, scârție, dar... Se trezesc ei la un moment dat și bat 27 de meciuri la rând. Da, nu că nu s-ar fi întâmplat, dar... Aseară au demolat pe Wycombe, nici mai știu cât dacă era scorul, la un moment dat m-a oprit. Cred că a fost set, dacă nu mă înșel, 6-1, i-au supărat un pic în Cupa Ligii, unde n-au mai pierdut de 5 ani. Am văzut jucători născuți în 2004-2003, în primul 11 aseară, Lavia sau ceva de genul ăsta, un nume, Lava. Probabil vom auzi de ei în viitor sau vom auzi de ei prin Bundesliga pe undeva. Pe la Mainz sau pe la Frankfurt. Da, și apoi cumpărează Borussia Dortmund, după aceea cumpărează evident de Bayern München. Sau de Manchester United, nu știu, dacă Bayern nu vrea să dea 70 de milioane, 80 de milioane, ei cumpără United sau City. Da, Premier League... City cred că e capabil să își revină chiar și după 0-0 cu Southampton și au pierdut puncte, au rămas puțin în urmă, dar cred că marea lor miză rămâne în continuare câștigarea Champions League și la cum arată PSG ar avea o șansă, dar ei tot timpul încep foarte tare în Champions League și pe sferturi încep să o lase mai moale. Va fi oricum un sezon foarte interesant de Champions League, foarte interesant și de Premier League.
în sfârșit United, odată cu venirea lui Cristiano Ronaldo, are șansa ei la campionat. Zic asta pentru că și Cristiano Ronaldo are această capacitate de a trage după el o echipă și a lăsat dezastru după ce pleacă. Pentru că vom vorbi un pic mai încolo și de Juventus. Da, eu nu știu, poate Ronaldo să compenseze faptul că la United joacă Phil Jones și Fred și că există pe bancă Ole Gunnar Solskjaer. Adică poate Ronaldo e atât de magic încât să poată să se facă chestia asta ca să pară o chestie minoră, că n-ai închizător ca lumea, că Pogba e mai mult. Dacă dă 40 de goluri în acest sezon, poate să facă acest lucru. 40 de goluri în campionat? Nu, cu totul. Hai, în campionat poate mai dificil un pic, dar în Champions League cu totul, cred că adună. Adică început e foarte bun, nu? Da, cum zic, când au jucat cu Newcastle, cu Young Boys Berna, două echipe, Newcastle o echipă de locul 15, Young Boys Berna cea mai slabă echipă din grupă, poate. Să zicem că meciul cu West Ham e un meci dificil, că West Ham în ultimii ani e cam echipă de Europa League. Ai nevoie și în astfel de meciuri, de cineva să-ți dea goluri, adică poți să faci... Cu puțin offside la... Poți să faci unul cu Newcastle, poți să faci să pierzi puncte în continuare dacă nu marchezi la timpul potrivit, mai ales cu astfel de echipe care stau pe 7 linii. Dacă vrei. Italia. Ce vrei să-mi spui de Italia? Napoli sau de prima înfrângere a Romei sau de victorie? La Roma pot să zic că mă așteptam să sucombe, poate nu un asemenea meci. Și adică ce gol a dat băiatul ăla de la Verona? Da, adică Verona a schimbat antrenorul, a venit Igor Tudor. Igor Tudor, ăsta era un fundaș croat. Da, pentru că și în Italia e acea modă preluată poate din Anglia, în care nu prea știi ce antrenor să pui și apoi îi rulezi pe toți de a ajunge Sam Allardyce pe la toate echipele. Așa și Igor Tudor, el a mai antrenat, dar sporadic prin Serie A, a venit acum la Verona, care a schimbat antrenorul foarte, foarte repede și uite că șocul a fost bun ducit la Verona și un șoc negativ bine pentru Roma, care părea în controlul partidei până n-a mai fost. Da. Până n-a mai fost. În schimb, Luciano Spalletti cred că a reușit cu Napoli cel mai bun început de sezon din ultimii mulți ani, dacă nu chiar din istorie. Nu mai știu exact care era statistica. Să vedem dacă va continua și după această etapă intermediară. Pentru că ei joacă joi, noi tragem acum miercuri dimineața. La 8? Da, și s-ar putea să vedem pe Napoli cu șanse bune la top 4, n-aș zice la campionat, pentru că și Inter joacă foarte are bine. Are un lot subțire, iar Spalletti are o tradiție de a muri frumos așa pe ultimele etape. De la Roma, de exemplu, chiar și la Inter. Da, deocamdată după asta patru etape sunt overachievers, unde Juventus este clar sub ce trebuie, dar n-a spus neapărat că o surpriză. Spuneam, a plecat Cristiano Ronaldo. Da, ai doi atacanți foarte buni. Care ar fi? Morata și Dybala. Cu Morata, atacant foarte bun. Da, nu știu, atacant care, da, mă rog, a reușit cifre rezonabile, este iubit în Italia că m-a ratat penalti la Euro. Dar cumva, da, Dybala ar trebui cumva acum să preia rolul de lider, dar și el, cred că e cu gândul la contracte mai mari. Nu mai e loc la PSG Dybala. Și dacă e să punem în oglindă lotul pe care l-a lăsat Allegri și lotul pe care l-a găsit, cred că înțelegem de ce Juventus se află acum într-o postură destul de proastă, dar nu imposibilă, ți-am zis. Încă de vreme în campionat, trebuie să lege câteva victorii, apoi poate intervine factorul bianco-nero, dar mai mult nero, așa, după echipamentul arbitrilor, și se pot recupera aceste puncte, dacă vrei, pentru Juventus. Deși Inter arată foarte bine, surprinzător de bine. Zeko, care e resuscitat, are 4 goluri. Sau... Da, cu Lautaro Martinez, chiar și Darmian a dat gol, că au jucat cu Fiorentina și au reușit să întoarcă scorul. Iar Milan a arătat binișor cu Liverpool, prima repriză, putea fi rău de tot, dar apoi au întors, au condus, deși senzația a fost întotdeauna că Liverpool va întoarce și va câștiga. Da, pentru momentul în care e Milan acum,
A făcut egal cu Juventus? Sunt chiar bine, sunt chiar bine. Adică acel rezultat de egalitate s-ar putea să fie bun de moral pentru viitor. Pentru viitorul unei echipe care în continuare are ține de crescut și în care în continuare se bazează la extrema cealaltă pe bătrânii Giroud și mai ales Ibrahimovic. Adică dacă ar exista bani de investiții masive, probabil că Milan s-ar bate la campionat așa. N-aș băga mâna foc. Au pierdut și pe Calhanoglu care a plecat la Inter. Mă rog, deocamdată evoluțiile nu arată că ar fi nu știu ce pierdere. Și ar mai fi, ca să închidem cercul, favoritul la titlu, Lazio, dar nu cred că e cazul. Lazio, long shot. Ar fi o... Oricum, e ar fi un joc mai mare decât cu Leicester. Mai mare decât Leicester, da? Da, la cum arată în acest moment Lazio. Adică Immobile și restul, nu? Ca altcineva. Mai sunt niște spanioli pe acolo. Da, ok, Luis Alberto, whatever, dar nu, nu te poți bate cu... Felipe Anderson, care n-a reușit deloc în, în Anglia. Felipe Anderson? Da, și lei tu de bun. Arăta bine la West Ham la un moment dat, adică părea să știe ce face, să știe ce face. Da, dar apoi și-a dat seama că nu. Nu? Nu e Londra de el. Ca să poate îl vedem la Dinamo. În câțiva ani? Cu siguranță, în câțiva ani. S-ar putea să-i vedem pe toți aceștia mari. Toți mari la Dinamo. Spania, să zicem de Spania cu... Cumva pare că există o diferență mare între Real și Barça în momentul ăsta. Oh. Deși nu, acum vreo câteva săptămâni, poate nu voiam să credem chestia asta, dar între timp... Da, Barcelona cred că se va bate pentru un loc de Conference League, la cum arată lotul. Chiar așa? Și... Eu mă gândeam la Europa League, totuși te-ai dus mai departe. Și lotul și jocul celor de la Barcelona, e clar că va fi acolo o reconstrucție, nu știu dacă Ronald Koeman e omul potrivit. Și nici Luke de Jong, omul potrivit să refaci de construcție la Marseille. Poate să vină Sergio Cunaghero, deși el nu știu cât chef mai are să joace. După el, acea veste cu Messi, cred că l-a dărâmat complet. Adică păi a zis, gata, sunt accidentat, nu mai joc, nu știu. Lui s-a promis un city break la Barcelona, s-a trezit la o petrecere câmpenească în județul Brăila. Da, la adică cum arată tot acea chinuială extremă pentru a scoate un punct cu Granada... Iar Bayern, când nu fă să fim la dreaptă, n-au discutat cu ei, că au fost chiar finuți, că doar 3. Da. Bochum mi s-a părut pe locuri că au mai mult atitudine decât Barcelona. Bine, ei măcar au scăpat pe final, cu 2 de 17 ani, cu 2 de 18 ani, încearcă să facă acea reconstrucție voit sau nevoit Barcelona. În vreme ce Real Madrid arată bine cu Don Carlo. Și cu Vinicius din o formă... Are și un pic de noroc, dacă vrei, pentru că meciul cu Inter nu știu dacă meritau să-l câștige. Să califică oricum din grupa asta, nu să pune problema. Da, dar au câștigat. Cu Inter au întors cu Valencia la fel pe final. Și se vor bate cu Atletico. Poate până pe final de campionat pentru câștigarea titlului. Și Sevilla poate și ea să are un cuvânt de spus în era să zic Scudetto în La Liga? Good evening, sau cum zice Unai Emery, nu cred. Dar locul 3 cam pare al lor așa. Nu prea are cine să... Villarreal ar fi pe 4, că ai zis în Conference League, stai, care ar fi înainte de Barcelona? Villarreal, Valencia și nu știu, ei se bat acolo. Stai că mai e și Sociedad? Cu poate... Betis, cu Real Sociedad, da. Levante? Poate Levanta-te, Don Koeman, că nu prea merge treaba la... Nu prea merge, dar... Da. Dar nici nu arată jucătorii ăștia tineri extraordinari. Adică mă uit la Eric Garcia, e foarte nesigur. De exemplu, mă uit la Mingheza, nu mai e ca în sezonul trecut. Frenkie de Jong, ok, da. L-ai dat și pe Pjanic, care era destul de bun în momentul ăsta, cum a ajuns la Beşiktaş. Da, nu i-a dat nicio șansă lui, pentru că da. Probabil nu e olandez și de-aia trebuiau să fie iarăși filiera olandeză, dar sunt și câțiva. Acum Gavi, care arată în continuare ok, Pedri, care Pedri este top class, care ar trebui să preia acel rol de lider încet, încet. Adică, Ansu Fati, poate, dacă își revine după accidentări. Da, poate și el, dar... Coutinho poate joacă și el fotbal odată? Da, Coutinho terminat, domnule. Vorba lui mitică dragoste. Dacă am fi la o emisiune la un post... Gavi mai puțin de 250 de milioane nu-l dau. Ăsta era Gigi? Nu, tot neamitică. Neamitică, da. Da, ce să zicem de Spania? Nu mai e... Mai e și el în top 5 campionat acum? E mai interesantă Germania acum decât Spania. Mă rog că Real Madrid...
la Champions League, destul de recent, ca să zic așa, ca să mai ridice nivelul fotbalului spaniol. Și Atletico și-a vreo două finale? Da. Noroc că Sevilla așa pe acolo. Câștigă, odată la 2 ani, câștigă da. Europa League? Da. Deși a fost o dramă în sezonul trecut că au reușit să meargă în primăvară europeană din Champions League. Altfel, și practic trebuia făcut o derogare să ajungă. Da. Ieși până în sferturi din Champions League, te duci în Europa League. E un campionat care pare ca și cel italian, că are prea multe echipe, pentru că sunt și clar. multe echipe modeste, dar spre diferență de cel italian nu pare așa atractiv cu lupta aceea la top 4, dacă vrei, că mai e și Atalanta în Italia, te mai trezești că Napoli. Poate Fiorentina, care a avut o repriză bună cu Internațional. În schimb, în Spania, Cadiz, Granada. Cele două din Madrid, puncte, Barcelona. Era și Sevilla, nu? Te rog. Da, și Sevilla, Villarreal, Valencia și hai zic Bilbao și Real Sociedad într-o zi bună, dar nu într-o zi bună. Ce face Andone? Joacă? Joacă și nu joacă, dar probabil va juca la echipa națională. Pentru că și el și Pușca sunt pe acea listă preliminară. Nu avem atacanți. Deci, hai, fi. Putem să batem Germania cu Pușca și cu... Și cu Pușca Andone. Și cu Rea Olată, da. Pușca și Andone Lat, da. S-a mai îngrășat, poate? Na, n-avem subiect, așa că trebuie să vorbim despre Germania. Oh, ia vol. Întreabă-mă. Ce ar mai fi de zis despre Germania? La câte puncte va câștiga Bayern în campionatul? Nu știu, cred că la vreo 10, dar momentan... 10 doar? Păi mi se pare că Dortmund a devenit un fel de sportul studențesc de acum 7-80 ani, când știi, dacă ți-mi minte acel meci cu Dinamo unde pește să face mai întâi 4-5, cam așa arată fiecare meci al Borussiei sezonul ăsta. 4-3 la Leverkusen, după ce a fost 1-0, 2-1, 3-2. 4-2 la 4-2 cu Union Berlin după ce a fost 3-0, apoi 3-2. 2-1 la Beşiktaş, având 2-0 și tremurând pe final, așa... E o echipă fotbal șampanie, cum s-ar zice, și da, spiritul vieții, cum ar zice un fost condamnat penal și un fost investitor la o echipă de fotbal din București. Da, dar pe de altă parte nici nu sunt 6 mari la campionat, pentru că tu ai un jucător world class, Haaland sau cum vrei, un jucător care poate deveni world class, Bellingham, dar cam atât. Stai să ne gândim. Vrei să-mi zici de cei trei portari elvețieni din lot sau Akanji? Nu. Vrei să-mi faci mare pe Akanji? Nu știu ce să zic. Da, și Bayern câți ori clasă are? Are, totuși. Păi n-are mai unde 4. Te rog. Lewandowski. Așa. Kimmich. Așa, adură să hate acum. Te rog. Așa. Müller, na. Deși da, moartea pasiunii, da. Da. Și cred că... Gnabry și atât. Ia zic, cu indulgență și Neuer și tot așa. Neuer dacă... e portar. Portarii nu pot fi world class. Pot fi world class, contează și... Nu știu dacă nu. Adică dacă ar fi... Diferența între portar nu e atât de mare. Adică mai degrabă aș vedea diferența la winger acolo. Și, de exemplu, Gnabry versus Thorgan Hazard sau... Nu știu, Malen, care... Mamă, ce jucători. Nu, am zis că acolo e diferența. Nu? Bine, și atunci... Plus arbitrajele, na, că au luat deja, au câștigat un punct cu Gladbach, cu două penalti, nu acolo în Gladbach. Deja au un punct câștigat cu arbitrii. Deci, practic, au un punct în fața Borussiei pe arbitraj. Hai să nu mergem departe, pentru că se va vedea, s-a și văzut de altfel în acea supercupă, dar se... Va vedea și pe viitor care e diferența, din păcate. Al 10-lea campionat consecutiv. Da, din păcate. Poate n-ar fi fost rău, deși și această veste am fi luat-o poate cu ceva zeamă de lămâie. Dacă Leipzig ar fi întrerupt cumva acest șir al lui Bayern, avea nevoie campionatul Germaniei de ceva nou, ceva fresh acolo. Chit că Leipzig nu e echipă prea iubită în Germania. Ca dovadă că sau conducerea acestui antrenor american nu merge loc bine. Da, acest Ted Lasso rătăcit prin Bundesliga și... care era privit foarte bine. Sunt voci în fan clubul Borussia din România care
îl voiau pe Jesse March, adică oameni care se pricep la fotbal. Și Wolfsburg care... Wolfsburg, na, noi n-am luat în calcul, adică... A avut prima sincopă, dacă nu mă înșel, și nu cred că va merge... N-au bătut pe Lille în campionat, au fost egal, nu? Da, bine, am jucat în deplasare. Da, da, Lille care a luat, nu, Lille, care a luat 4-0 de la Nice, adică echipă care pare... Ok, știu, dar joci în deplasare, joci după multă vreme, dacă nu mă înșel, în Champions League. Am mai jucat prin 2016, când aproape a scos Realul. Da, da, 4 ani. Dar s-a schimbat mult echipa de atunci. Ok, iar Leipzig are 4 puncte. Aș vrea, de pildă, Union Berlin să rupă norii. Au pierdut cu Nicușor, că a intrat Nicușor Stanciu și s-a terminat. Da, da, ar fi bine pentru campionatul germanic să se întâmple ceva de genul, însă diferența este mult prea mare, mai ales la capitolul financiar. La capitolul financiar cred că se face o diferență mare, că tu îți poți permite să-l ții pe Lewandowski, să nu plece într-un campionat mai mare, în vreme ce Borussia cumva va ținu cu dinții de Jadon Sancho, va trebui să-l dea până la urmă. Da, uite, să vede acum care e valoare, că nu face s-ar, mai. Da, s-ar putea să fie făcut o afacere, pentru că nici în ultimul sezon nu jucase nu știu cât, probabil va lua 100 plus și pe minunea norvegiană. Eu zic că ia 200. Dar după aia s-a terminat. Bine, a fost afacerea Dembele, uite. Dembele acum unde mai e, la Barcelona? A, cumva zici că un blestem. Cine pleacă de la Borussia nu mai joacă. Exact, nu mai joacă fotbal. Bine, mai puțin Lewandowski. Sau Haaland, care va avea 1500 de goluri până termină cariera. Da, are aproape 70 de goluri la Dortmund în 70 de meciuri. Dar este ceva incredibil. Să dai la final să luăm, dăm puțin pe Can-Can. Ai fost la nunta ce anului sau ai prins, ai fost invitat? N-am primit invitație, dar... Ai citit meniu măcar. Eu n-am știut jumate din alea, trebuie să caut poze pe Google, că n-am știut ce erau chestiile alea, mâncărurile alea pe acolo. Să sperăm că îi prinde bine la Indian Wells și la Cluj, că iarăși va fi un turneu unde va juca. Să sperăm că îi prinde bine acest lucru. Evident că toți românii vor zice, a, de aia nu mai joacă ea nimic, că... Vezi, domnule, s-a măritat, se gândește la copii. Nu? Se gândește, da, vorbim de Simona Halep, dacă nu vă spun. Da, care Simona Halep va împlini luni 30 de ani. Da, cam asta ar fi discuția, cam ce perspective are ea. Crezi că mai are vreo șansă să câștige un slam până se va retrage? Acum arată configurația, de fapt, se schimbă de la luna. Șanse sunt, pentru că deja vorbim de finalul de sezon. În WTA, nu merge la turneul campionilor, se va odihni și se va antrena apoi pentru Australian Open. Eu zic acolo ar fi o șansă la Australian Open. La French Open? La French Open. La Australian Open? De ce? Zonzo. Pentru că a venit vremea și pentru Australian Open. Asta da. Asta sunt. Asta, adică, da. Acea finală blestemată cu Wozniacki. Mai blestemată decât aia cu Sharapova din 2014 de la Roland Garros, nu cred. Sau nu, cu aia cu Ostapenko, nu aia a fost. Cea de la amândouă și cea cu Sharapova. Dacă nu era Kader Nuni, poate arbitru de scaun, poate ar fi reușit și atunci. Și încă era destul de vreme în ascensiunea ei. În 2014 nu era în top 10, cred. Da, da, am să finalul cu Sharapova. Dar finală cu Wozniacki, când vezi, doamne, s-a accidentat daneza pe final de meci și cumva a scos-o de rit. Metoda Tsitsipas, care era pregătită încă de atunci. Da, cumva, poate și Simona trebuie să învețe din asta, să ia pauză de vestiar sau lucruri de genul acesta, dar sper că această schimbare de viața ei să fie de bun augur și să o vedem cumva jucând cu maturitate, jucând cu calm. Poate i-a lăsit și calmul în ultima vreme, că recunoștea și ea că a forțat un pic revenirea în circuit și de aia a trebuit să renunțe și la Wimbledon. Dar dacă va fi sănătoasă și în plină putere, are șansa unui turneu de mare șlem. Ocazii cu care vom vedea și la ce nivel sunt noile senzații Leila Fernandez și Emma Raducanu. În ordinea asta sau nu știi cum? Cred că în ordinea asta. În ordine crescătoare sau descrescătoare? Descrescătoare. Eu cred că Leila Fernandez undeva on the long run va fi undeva peste Emma Raducanu. Da, eu am
Eu aș merge, am această teamă că există acest sindrom Bianca Andreescu, că și foarte puține jucătoare care au sunt născute după 95-97, acum au confirmat pe termen mai lung. Uită-te la Sofia Kenin, uită-te la Naomi Osaka, chiar deși Naomi e cam singura care a avut performanțe mai mult timp. Uită-te la Belinda Bencic, de exemplu, care nu reușește să bine, ar fi good news for Simona. Da, nu există o continuitate și na, uită-te la Bianca Andreescu, care dă din păcate se tot accidentează. Ce sera, dar să sperăm că vom avea surprize plăcute atât de la Simona Halep, cât și de la, cine știe, Gabi Ruse, Jacqueline Cristinean sau alte jucătoare de la care așteptăm un boom din partea României, că na, la băieți aplaudăm victoria din Cupa Davis cu Portugalia. Și mai ales faptul că Horia Tecău a venit la un astfel de meci. Mă, bine, noroc că n-a jucat Cristiano Ronaldo. Noroc că n-a jucat Cristiano Ronaldo. A legat 3 victorii, dar cam atât despre tenisul masculin. Era un Sousa la Portugalia la un moment dat. Păi da, a jucat. Erau 2 de Sousa. Joao Sousa, dar mă rog. Da, și la final facem o predicție pentru turneul campionelor? Că mai e mult și n-avem timp să edităm și să fim online, să ce web. Am zis noi că uite, o să câștige... Te rog, zi tu o câștigătoare ca să spune. Dar nu știu cine ar fi, nu-mi dau seama la cât de haos a fost anul ăsta. Aș merge, o să merg și o dată la safe. O să zic Ashley Barty. Ne-am trezit. Da, deci clar nu pariați pe Barty. Da, pe beturi veți vedea, bineînțeles, analize și la acest final de săptămână. Avem Lazio-Roma în weekendul ăsta. Avem un meci tare, Chelsea cu Manchester City. Chelsea, meciuri, dacă trece și de meciul ăsta cu bine, e bine. Și mai sunt chestii, meciuri prin Spania. Liga 1, bineînțeles. Liga 1, se apropie meciul Craiovelor. Urmează cât de curând, în vreo 2 săptămâni. O să fie interesant. O să fie, o să fie. Asta a fost Betur Show, ediția cu numărul 23. Să ne auzim cu bine la un nou episod. Sport în toate!